Emisiunea realizată în cadrul proiectului Vocea Basarabiei, Vocea României, împreună pentru un viitor european, finanțat de către Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova. Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit! Sunt Maria Filimon și vă prezint știrile orei 12. Iată care sunt principalele titluri ale ediției. Cetățenii Republicii Moldova, dar și mai mulți migranți din fostele republici sovietice care recent au obținut cetățenia rusă au primit citații pentru a se prezenta la centrele militare, scrie publicația comersant.ro. Atunci când moldovenii se unesc, reușesc lucruri incredibile. Să alunge hoții, să salveze democrația, să păstreze pacea. Este declarația făcută de președinta Maia Sandu la festivalul Ne vedem acasă. Cetățenii moldoveni sunt avertizați că în mai multe zone din Turcia au loc incendii forestiere și sunt îndemnați să urmărească avertismentele oficiale emise de autorități înainte de a-și planifica călătoria. Atunci când moldovenii se unesc, reușesc lucruri incredibile, să alunge hoții, să salveze democrația, să păstreze pacea. Este declarația făcută de președinta Maia Sandu la festivalul Ne vedem acasă, dedicat diasporei. Tot în cadrul festivalului, Maia Sandu a declarat că integrarea europeană este o umbrelă de care are nevoie Republica Moldova pentru a se dezvolta, iar președintele Parlamentului, Igor Grosu, a spus că acum este momentul ca Republica Moldova să adere la Uniunea Europeană. Integrarea europeană este totuși o umbrelă de care avem nevoie pentru ca să putem să ne mișcăm mai repede și să îmbunătățim și condițiile de viață și să punem țara la adăpost, să avem mai multă siguranță și pentru cetățenii noștri și pentru investiții. Și aici uneori sunt întrebată, da, de ce acest referendum acum? De ce nu mai târziu? Că noi acum, iată, începem negocierile. Și răspunsul meu este foarte clar. Acum vine trenul integrării europene. Și noi ori îl prindem, ori îl pierdem. Și vreau să vă amintesc că noi am mai pierdut un tren al integrării europene. Am pierdut trenul care a fost pe aici, atunci când țările baltice, când România, când Bulgaria au devenit state membre ale Uniunii Europene. După care vedeți că au trecut tare mulți ani până a revenit trenul. Sincer, cred că asta e șansa șanselor, mă refer la procesul de integrare europeană, șansa șanselor, și pe mine de fiecare dată când mă întreabă, dar dacă nu se primește scenariul 1, care e scenariul 2? Și eu le spun, scenariul 1, noi ne integrăm, scenariul 2, noi ne integrăm. Da, e că sunt două scenarii, pentru că eu nici nu vreau să mă gândesc la o altă, să așteptăm sau să ne gândim când o să fie o altă ocazie, o altă oportunitate. Uniunea Europeană a acordat Republicii Moldova pe 23 iunie 2022 statutul de țară candidat pentru aderare, iar pe 14 decembrie 2023 Consiliul European a decis începerea negocierilor de aderare la blocul comunitar. La 25 iunie 2024, Uniunea Europeană a deschis negocierile cu Republica Moldova. Republica Moldova s-a retras din programul Europa Creativă. Acest lucru s-a întâmplat în condițiile în care țara noastră a plătit cotizații pentru statut de membru în valoare de aproape 460.000 de euro. Însă profitul din program a fost de doar 38.000 de euro, constată ministrul culturii Sergiu Prodan la emisiunea Realitatea te privește de la Realitatea Live. De altă parte, Prodan spune că nu s-a renunțat la ideea programului, însă e nevoie de o mai bună pregătire. Aderarea la Europa Creativă a fost un pas serios înainte. Din păcate, societatea noastră la acel moment, nu știu acum, dar la acel moment nu a fost suficient de matură pentru a profita de aceste oportunități care s-au deschis. Orice oportunitate înseamnă și costuri. Și Moldova a plătit costuri de
aderare. Costurile înseamnă cotizații. Cotizații, da. Iată, pe durata a 3 sau 4 ani, nu mai țin minte exact, cât Moldova a făcut parte din acest program. Dar Moldova s-a retras din acest program? S-a retras, pentru că noi, Moldova a plătit cotizații în sumă de 400.000 de euro, 460 mi se pare că peste 400.000, și a beneficiat de 38.000 de euro. Prin urmare, ministrul constată că Republica Moldova a contribuit financiar mai mult către cultura europeană decât a profitat de oportunitățile oferite de programul Europa Creativă. Prodan susține că proiectele care sunt aplicate pentru finanțare trebuie să fie bine scrise, fapt pentru care s-au depus eforturi de școlarizare, însă acest lucru nu a fost suficient. Au fost 2 sau 3 proiecte câștigătoare în toți anii. Asta vorbește despre faptul că proiectele noastre culturale, din punct de vedere european, încă sunt imature. Pe de altă parte, noi avem practic aceeași finanțare pentru Republica Moldova, mă refer la proiectele anuale a organizațiilor necomerciale, finanțarea lor prin Ministerul Culturii, și aici sunt foarte multe. Drept că și pretențiile față de proiect sunt mult mai mici. Chiar și așa, Sergiu Prodan susține că nu s-a renunțat la ideea revenirii în programul Europa Creativă, atât doar că odată ce Republica Moldova a obținut statut de țară candidat, s-au schimbat și cerințele. Acum sarcina e ca proiectele aplicate de Republica Moldova să corespundă cu nivelul celor al țărilor membre UE. Republica Moldova a semnat acordul de aderare la programul Europa Creativă la 18 martie 2015. Programul UE era destinat domeniului cultural, creativ și audiovizual și permitea organizațiilor din sector să acceseze finanțarea pentru proiectele de cooperare culturală, să se aboneze la sistemele de traducere literară și să adere la rețelele culturale europene. Cetățenii moldoveni sunt avertizați că în mai multe zone din Turcia au loc incendii forestiere. Prin urmare, Ministerul de Externe vine cu recomandări pentru cei care intenționează să viziteze această țară. În provinciile Aydın, Izmir și Manisa din vestul Turciei, precum și în apropierea graniței regiunii Kavaklidere din Mugla, ambasada Republicii Moldova în Republica Turcia anunță că s-au intensificat incendiile forestiere. Astfel, cei care tranzitează sau intenționează să călătorească în Turcia sunt îndemnați să verificați starea vremii și urmăriți avertismentele oficiale emise de autorități înainte de a vă planifica călătoria. Fiți vigilenți în zonele afectate. Urmăriți cu atenție mass media locală și informați misiunea diplomatică a Republicii Moldova din Turcia despre prezența în zonele de risc. Asigurați-vă că aveți suficient combustibil, apă și alimente și că dispozitivele de comunicare mobilă sunt funcționale. Dacă primiți alerte telefonice cu privire la izbucnirea unor incendii în zona în care vă aflați, respectați cu strictețe instrucțiunile autorităților locale. Aproape 4.000 de locuitori din vestul Turciei au fost evacuați în siguranță în condițiile în care incendiile de vegetație continuă să ardă în cel puțin 4 orașe și provincii. Turcia s-a confruntat cu un val de căldură pe tot parcursul verii, care a provocat incendii de vegetație în întreaga țară. Incendiile de vegetație sunt în curs de desfășurare în cel puțin 6 zone din Turcia. Mai mulți migranți din fostele republici sovietice, care recent au obținut cetățenia rusă, dar se eschivează de la evidența militară, au primit citații pentru a se prezenta la centrele militare. Acest lucru s-a întâmplat în urma unor raiduri făcute la Moscova de reprezentanții Comitetului de Anchetă al Rusiei și de cei ai Ministerului de Interne. În cadrul Comitetului de Anchetă al Federației Ruse de subiectul citațiilor pentru migranți este responsabil Departamentul Militar, având ca scop suprimarea migrației ilegale la Moscova, dar și luarea în evidență militară a persoanelor din fostele republici sovietice, care au adoptat recent cetățenia rusă, dar se eschivează de la evidență militară, transmite comersant.ru. Polițiștii împreună cu anchetatorii militari au efectuat un raid de identificare a cazurilor de migrație ilegală, precum și pentru a verifica respectarea legii de către cei pe care sursa îi numește foști migranți, având în vedere persoanele care au adoptat recent cetățenia rusă. Verificarea a avut loc pe teritoriul districtului administrativ de Est, la un depozit de legume și în hosteluri. În urma raidului, scrie sursa, câtorva zeci de originari din alte țări care au adoptat recent cetățenia rusă li s-a înmânat citații să se prezinte pentru a fi luați în evidență militară. Recent, IPN
CNN a reprodus declarația făcută de șeful departamentului de anchetă, Alexander Bastrykin, care spunea că am primit peste 30.000 de migranți care au adoptat cetățenia rusă, dar s-au eschivat de la evidență militară. I-am luat în evidență și deja aproximativ 10.000 au și fost expediați în zona operațiunii militare speciale. La sfârșitul anului 2023, autoritățile ruse au început să le retragă cetățenia acordată migranților care refuză să participe la războiul din Ucraina. Totodată, au devenit mai frecvente și raidurile poliției ruse împotriva muncitorilor migranți. Electorala 2024. În aproximativ 60 de zile vor avea loc alegerile prezidențiale și referendumul. În acest context pot apărea mai multe întrebări, una dintre acestea fiind: pot vota dacă în ziua alegerilor sunt într-o altă localitate decât cea de domiciliu? Răspunsul este da, iar Promolex explică care este procesul în astfel de cazuri. În ziua alegerilor prezidențiale și a referendumului republican constituțional, fiecare alegător trebuie să voteze în localitatea în care își are domiciliul sau reședința, așa cum este indicat pe actul de identitate. Totuși, în cazul în care aveți domiciliul în localitatea de Baștină, însă munciți sau pur și simplu v-ați stabilit cu traiul în altă localitate, fără a vă schimba în mod oficial domiciliul, trebuie să cunoașteți că aveți posibilitatea să votați în localitatea în care de fapt vă aflați. Pentru a vota în localitatea în care de fapt vă aflați, va fi nevoie să depuneți o declarație de ședere la primărie sau pretură, în care să menționați că doriți să vă exercitați dreptul de vot în localitatea respectivă. Se arată în comunicatul instituției, la modul practic, dacă aveți domiciliul, de exemplu, în Bălți, dar munciți în Chișinău, în momentul în care depuneți declarația de ședere, veți fi scoși din lista electorală din localitatea de domiciliu și veți fi inclus în una din listele din localitate pentru care ați dat declarația. Declarația poate fi depusă până în data de 25 septembrie. O altă opțiune pentru a vota în altă localitate decât cea de domiciliu este să solicitați un certificat pentru drept de vot. Prin urmare, alegătorii care își schimbă locul de ședere înainte de alegeri sau nu vor fi la domiciliul în ziua alegerilor pot solicita un certificat pentru drept de vot de la biroul electoral cu 20 de zile înainte de alegeri și până în ziua precedentă a acestora. Acest certificat permite votarea la orice secție de votare pe liste suplimentare, dar nu poate fi folosit în turul 2 de scrutin și nu se aplică secțiilor de votare din străinătate sau celor pentru localitățile din stânga Nistrului. Electorala 2024. În ultimul an, cetățenii Republicii Moldova au luat aproape 163.000 de credite de consum în valoare totală de 11,5 miliarde de lei. Doar în trimestrul al doilea din 2024, moldovenii au contractat de la bănci 3,4 miliarde de lei sub formă de credite de consum. În prezent, moldovenii trebuie să strângă 6 salarii medii lunare pentru a rambursa un astfel de împrumut. Cel puțin asta arată datele unei analize realizate de expertul economic IDIS Viitorul, Veceslav Ioniță. Să începem câteva recorduri. Deci, în trimestrul 2, cetățenii noștri au contractat aproape 51.000 de credite. Dacă considerăm că fiecare om a luat câte un credit, atunci ne uităm, hai, că fiecare gospodărie, da, dacă luăm fiecare gospodărie, având cam 1 milion de gospodării în țară, 51.000 sau 5% din toate familiile din Republica Moldova au luat în trimestrul 2 un credit de consum pentru careva lucruri. Aceasta este cu 25% mai mult decât recordul precedent, care a fost stabilit în anul 2021, când au fost luate într-un trimestru 40.000 de credite. Expertul economic Veceslav Ioniță prognozează că vom ajunge la 180-190.000 de credite de consum timp de un an. Noi cred că destul de relaxată să ajungem la 180-190.000 la sfârșitul anului. Deci vom avea o creștere fără precedent, atât de mulți credite cetățenii noștri n-au luat de când sunt ei și este incomparabil cu ceea ce se lua cândva cu 40.000 de credite anual. Bun, credite am luat mult, câți bani am luat? Deci în trimestru 2 din acest an, cetățenii noștri au contractat de la bănci 3,4 miliarde de lei sub formă de credite de consum ca să-și cumpere diferite bunuri, nu știu ce au ei nevoie. Deci 3,4 miliarde, dacă observați, ca sumă de bani este cea mai mare sumă luată vreodată. Am avut două recorduri în 2021-2023, iar acum în valoare anuală, adică în 11-12, în ultimile 12 luni, cetățenii
prietenii noștri deja au luat 11,5 miliarde de lei sub formă de credite de consum. Ioniță mai precizează că moldovenii iau cele mai multe credite în perioada verii și cele mai puține în lunile ianuarie și februarie, potrivit datelor din ultimii 15 ani. În trimestrul al treilea al anului 2023, mărimea media unui credit de consum a constituit 80.000 de lei. În al doilea trimestru din 2024, această valoare a scăzut la 66.000 de lei. În 2021, dobânda medie ponderată la credite de consum a fost de 4,6%. Aceasta a fost cea mai mică dobândă din istoria Republicii Moldova, susține Veceslav Ioniță. În 2024, dobânda la credite a ajuns la 11%. 69 de autobuze școlare noi, procurate cu suportul financiar al Guvernului României, vor fi transmise în mai multe raioane ale țării în cadrul unui eveniment care va avea loc pe 29 august. Am stabilit în această săptămână când urmează să transmitem o parte, marea parte a autobuzelor școlare care ajung în raioane până pe data de 1 septembrie. Pe data de 29 vom avea această activitate de transmitere a autobuzelor. Urmează să aprobăm distribuția lor pe raioane. Avem aici o discuție internă. Vă aduc aminte, în total 69 de autobuze vin ca urmare a achiziției desfășurate cu suport financiar a Guvernului României, pentru care le suntem extrem de recunoscători, și vom mai avea 10 autobuze finanțate de Uniunea Europeană prin UNDP spre finalul anului. În orice caz, pe data de 29, vom invita raioanele să-și ia autobuzele și să le pună pe rută ca să ne asigurăm că de la 1 septembrie deja sunt utilizate de către elevi. A declarat ministrul Educației Dan Perciun, alte 10 autobuze finanțate de Uniunea Europeană prin PNUD vor ajunge în țară mai aproape de finalul anului. Doamnelor, domnilor, știrile se încheie aici. Nu ratați jurnalul Orei 17, prezentat de colegul meu, Dan Limbas. Ne revedem și mâine la aceeași oră. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei. Pe curând! Emisiunea realizată în cadrul proiectului Vocea Basarabiei, Vocea României, împreună pentru un viitor european, finanțat de către Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.